Lunea aceasta, în ziua prăznuirii Sfântului Nectarie, taumaturgul în curtea capelei Institutului de Pneumofiziologie Marius Nasta din București a fost sfințită o troiță și un clopot. Slujba a fost săvârșită de preasfințitul părinte Timotei Prahoveanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor. La Spitalul Nasta din București se binecuvintează o troiță și un clopot, ambele făcute spre slava lui Dumnezeu și pentru a le aduce credincioșilor amintea celor care sunt pentru o perioadă internați în acest spital de începerea slujbelor prin glasul clopotului și de permanentă aducere amintea jertfei Mântuitorului atunci când trec pe lângă o troiță. Orice troiță așezată în curtea unui spital sau la o răspântie de drumuri ne aduce aminte de jertfa Mântuitorului. Ne aduce aminte de sângele pe care El l-a vărsat pentru noi și pentru a noastră mântuire. Ne aduce aminte de cuvintele pe care El le-a spus că nimeni nu are dragoste mai mare ca aceasta, ca viața să-și o pună pentru prietenii Săi. El și-a dat viața pentru noi, suntem datori să-I mulțumim pentru această dragoste pe care a arătat-o față de neamul omenesc și de asemenea orice troiță ne aduce aminte de cuvintele Mântuitorului care a spus: Eu sunt calea, adevărul și viața. Orice drum pe care îl facem în această lume trebuie să-l facem cu binecuvântarea lui Dumnezeu. Aici, într-un spital, clopotul nu plânge pe cei care au trecut din această lume, ci îi cheamă pe cei bolnavi, pe cei care sunt internați aici, mai ales în duminici și în sărbători, ca să participe la slujbe. Clopotul le aduce aminte și celor bolnavi și celor care sunt într-o stare mai bună, că Mântuitorul Hristos este doctorul care vindecă și sufletele și trupurile. Clopotul ne cheamă stăruitor la rugăciune, clopotul este o bucurie pentru cei credincioși, pentru că însoțește întotdeauna slujbele biserice. Troița, precum și clopotul, au fost donate de foști pacienți ai instituției medicale. Această mare bucurie ca această sărbătoare de Sfântul Nectarie să poată fi sfințită, troița făcută cadou, mă rog, donată acestui spital, după cum vedeți și acolo scrie în bază, rugămune ție, Doamne, sau mă rog ție, Doamne, un pacient care a fost greu încercat și care a depășit momentul ăsta cu credință. Fiecare om are un moment în viață când se simte că e singur. Și atunci se uită în sus spre necunoscut și îl descoperă pe Dumnezeu. Și chiar dacă nu îl descoperă, îl simte. Și se liniștește aici jos și spune: Doamne, ajută-mă. Pe masa de operație, înainte de a mă anestezia, i-am spus: domn profesor, faceți-mă bine să pot munci și voi dărui ce lipsește acestei curți, un loc în care omul să vină și să spună: Doamne, ajută-mă. Părintele Marius Dinu, parohul capelei, precum și directorul spitalului, au primit diploma și medalia omagială Sfântului Ioan Gură de Aur, iar donatorul troiței a primit o diplomă de vrednicie. Capela Institutului Marius Nasta a fost sfințită în anul 2012 și îi are ca ocrotitori pe Sfântul Ignatie Teoforul și Sfântul Filaret Milostivul.